Bun găsit, dragii mei, vă spun din jungla mea de aici, din casă. Vorbim astăzi despre o plantă foarte simpatică, pentru că s-au mulțit întrebările despre ea odată ce a ajuns un lot prin florării. Este plântuța pe care o vedeți lângă mine. Se numește pe numele ei popular China Doll sau planta de smarald și nu e greu de anticipat de ce, pentru că vedeți ce verde frumos au frunzele. Este o plantă tropicală, vine din părțile calde ale Asiei și nu pune foarte mari probleme de creștere dacă suntem atenți la niște aspecte importante. Bun, ce vă spun încă de la început, este o plantă care crește destul de repede. Dacă are condițiile necesare, crește repede în mediul ei natural, este un copac. În cel mai pur sens al cuvântului ajunge chiar până la 9 metri. Nu o să atingem aceste dimensiuni în ghiveci cu ea, o să ajungă până la 1,5 metri, dar gândiți-vă ce frumos va crește. Este o plântuță care a crescut cam de 3 ori și a mărit lungimea într-un an, ceea ce zic eu că e bine. În ultima vreme, din cauza faptului că este și lumina mai slabă, vedeți și frunzulițele din vârf, ultimele sunt mai mici. Vă spuneam că este o plantă de climă caldă, nu suportă temperaturi mai mici de 10 grade, dar pe cele înalte da, undeva spre 28 de grade e ok. Trebuie să aveți grijă la ea în privința udărilor, pentru că nu suportă să se usuce substratul, trebuie să-l păstrăm umed între udări, să fie tot timpul umed, dar să nu stagneze apa. Un sol drenat cu fertilitate ridicată și umed, așa cum vă spuneam, cu un pH ușor acid pentru ea. Atenție, spuneam, la udări și la umiditatea din aer, o menținem prin pulverizări sau cu farfurioară, cu pietricele și cu apă în apropierea ghiveciului. Dacă sunteți fumător, atunci nu o să vă împrieteniți cu ea, pentru că nu-i place fumul de țigară și frunzele devin maronii dacă e expusă constant la fum. De asemenea, nu-i place curentul. Dacă o țineți în dreptul unui geam sau unei uși care se tot deschide, s-ar putea să aveți experiența neplăcută să-i cadă frunzele. La fel, dacă o țineți vara pe terase, pe balcoane sau în grădină, undeva unde bate vântul și e curent, din nou îi cad frunzele. E bine să o țineți lângă un geam unde nu e deranjată sau lângă un perete. Iubește lumina, lumina multă, dar nu lumină directă pe frunze, la fel ca majoritatea plantelor decorative prin frunze și monstere și filodendroni și ficuși, toate vor cam aceleași condiții în privința luminii. De fertilizat nu cere și nu vă dă mari bătăi de cap, puteți să-i puneți acele bastonașe verzi, bețișoare cu fertilizant. Le puneți și din 3 în 3 luni le schimbați și nu aveți probleme cu ea. Dacă nu, pe perioada de vegetație, o dată la 2 săptămâni, 3 săptămâni, fertilizant lichid, dacă nu avem acele bețișoare. Dar crește frumos și fără, puteți să apelați și la spray-urile care sunt pentru plante decorative prin frunze. Ea face și flori în mediul ei natural, n-am auzit pe nimeni să aibă o plantă crescută la ghiveci care să și înflorească. Cine știe. Cam atât despre păpușa chinezească, China Doll.
E un copăcel simpatic. Primăvara o să-l și tăiem ca să se ramifice, pentru că el trebuie să aibă permanent o formă compactă. Încă este bine proporționat. La primăvară o să mai intervenim cu câteva tăieri. Dacă aveți întrebări, vi le aștept aici, pe canalul de YouTube, jos la comentarii. Vă aștept întrebările și pe Facebook, în grupul Doctorul Florilor și în comunitatea Îngrijirea Florilor și, de asemenea, cu sute de materiale pe www.îngrijiraflorilor.ro.